La revenirea lotului național în țară, președinta Federației Române de Canotaj l-a certat pe ministrul sportului. Elisabeta Lipa a spus că se aștepta ca sportivii care au devenit recent campion mondial să aibă parte de o altfel de primire. Am făcut istorie, am bătut recorduri. Avem o barcă de... o iau în ordine. O Ionela Cozniuc, care a făcut o cursă de senzație. Să fii campion mondial în simplu, eu știu ce înseamnă. Să fii singur tu cu tine și doar dorința te duce către linia de sosire. Avem un dublu rame de băieți care au făcut un rezultat istoric. Canotajul românesc n-a avut niciodată în istoria lui un campion mondial la dublu rame. Cum n-a avut campion mondial un dublu vâsle de fete? Și, domnule ministru, văd că ați venit total nepregătit, dar vă credem. Că astăzi mă așteptam să veniți cu un carton pe care să scrie ceva frumos acolo, dar vă înțeleg că noi am venit foarte repede și să te tipărește mai greu. Schimbăm.